Am găsit tuturor care urmăresc canalul Discover Moldova. Astăzi îl avem invitat pe distinsul istoric Anton Moraru, Vladimir Captar, colegul nostru de echipă, și subsemnatul Andrei Doncel. Să urmăriți o emisiune captivantă despre trecutul, istoria noastră și, de ce nu, despre viitorul nostru. Este vorba despre cultura cucuteni, despre rolul și locul nostru în istorie, în istoria Europei, a lumii, a unor energii genetice. E vorba despre o problemă științifică. Cultura cucuteni Tripolie s-a ocupat și se ocupă și în prezent arheologii. În afară de aceasta, această cultură trebuie să fie studiată și din punct de vedere istoric, arheologic, material și social. Refractarea acestei culturi asupra societății contemporane. Cum noi înțelegem această cultură și cum ea este legată de istoria noastră, de soarta acestei populații românești de la Nistru până la Tisa. Deci arealul geopolitic, geografic românesc. Că acest areal conține energie care până în prezent nu este definitiv studiată, o forță etnoenergetică care influențează asupra Europei, asupra acestui areal a Balcanilor, și această energie, după părerea mea, a avut o influență și asupra celor popoare care au trecut pe acest teritoriu. Ca istorie. Exemplu, începând cu secolul I al erii noastre, și până în secolul 20 al erii noastre, pe acest teritoriu, de la Carpați și până la Marea Neagră, au trecut 26 de popoare barbare care vineau, cotropeau și pe urmă dispăreau. Și eu vă întreb, care era forța energetică, așa, etnogenetică, care influența asupra acestor popoare să vină din Tânșani, din Sibiria, de la Ural, de la miază noapte de China, și toți veneau pe acest teritoriu. Iată, de exemplu, avem în secolul 5. Se începe, secolul 4, secolul 5, se începe mișcarea popoarelor, populației barbare. Și acești 26 de popoare care au trecut pe aici, ele o parte au dispărut, o parte sau păstrat. De exemplu, Anții, tribul slav Anții, a trecut pe aici, a trecut Dunărea, a luptat cu Imperiul Bizantin și a ocupat un teritoriu a Imperiului Bizantin. În anul 769, deci vine o altă grupă, o populație ruptă de pe Povolgia rusă, bulgarii, sub numire de bulgari. Și ei au venit aici, jumătate de an s-au acomodat aici în sudul Basarabiei, teritoriul Basarabiei, pe urmă au trecut Dunărea, au cucerit pe Anții bulgari și în rezultatul acestei legături s-a format poporul bulgar. Deci de la Anți s-a păstrat limba slavă sau protoslavă și s-a păstrat numirea de bulgari care a apărut acolo pe Volga. Asparuh, el a fost primul, acel țar al Bulgariei care a adus la formarea și recunoașterea acestui stat aici în Balcani. Dar ei au venit, nu de ceea că vroiau ei. Ei parcă erau chemați, invitați, sau nu știu cum să vă lămuresc, de forța aceasta etnoenergetică a culturii Tripolie, cucuteni Tripolie. Că vreți să spuneți că nu-i întâmplător. Nu-i întâmplător. Nu. Aici, Carpați și Nistru este acest centru, așa, etnoenergetic, care atrage foarte mult, foarte multă lume. Și aici au venit și azerii, și sclavinei,
și slavi, și ruși, pe urmă ucraineni, pe urmă hunii, Atila, popor barbar. Înțelegeți? În 1241, după ce Batâi, tatarul Mongolia, a ocupat Kievul, el nu s-a oprit aici pe, câmp, pe câmpii, dar vine tot aici. A venit aici, a venit aici, aici și a încercat să facă un mod de viață. S-a dus până la Marea Adriatică și s-a întors înapoi și s-a dus la Astrahan și acolo a făcut, s-a stabilit acolo și a făcut coarda de aur. Pentru aceste popoare, barbare, deci acest teritoriu nu era combinabil, pentru că era munți. Pentru că teritoriul, ei aveau nevoie de ce? De spațiu. Spațiu, câmpii. Câmpii. Și ei pe câmpii treceau, hrăneau vitele acestea și mai departe. Dar hunii, Atila, era un popor sălbatic în general. El dormea pe cal, trăia pe cal, mânca pe cal. Cultul calului. Cultul calului, da. Și ei ce făceau? Când erau acoperiți cu păr. Biologic, așa era. Biologic, biologic, da. Păr, păroș, negru, da, negre. Și ei ce făceau? Când vedeau un kilometru, doi, trei, când vedeau prada, de exemplu, o cereadă cu vite. Sau câteva altceva, da. Da, da, ei se imediat se pregăteau la semnalul lor, se împărțau și alergau ca vântul, încojau hrana, aceasta. Da, și-o mistuia. Și făceau, luau o bucată de carne, o puneau sub șa și mergea. Și când... Carne vie. Carne vie. Și când era vrea să mănânce, tăia câte o bucată și o mânca și mergea mai departe. Ca să ne arate cât de sălbați erau ei. Absolut. Dar totodată, cum trăiau ei cu legile naturii de atunci. Păi da, înțelegi legile naturii, dar vedeți dumneavoastră, ei, eu consider că aceste locuri, așa, a noastre, au avut o influență. Aici este un centru care vine de la... Vine centru de energie, știți de unde vine? Vine de la... De la Palele Munților. De la Palele Munților și de la o asta, cum să numeam, o adâncime de 120-130 de kilometri. Sub pământ? Sub pământ. Acolo unde dar noi știm unde centru este, sau o localitate unde... Putem să presupunem, să presupunem arealul nostru. Presupunem, da, dar locul el exact nu este, știți, eu presupun. Între Carpați și cred că undeva... Între Carpați și... Și o parte este, de Ucraina, cred că e... Nu, vreau să zic, este locul acesta unde au, cum se numește... Unde au cutremurile de pământ în România. În Vrancea. Vrancea, da, da. Centrul Vrancea. Centrul Vrancea. Da. Deci aici... Ați lansat așa o ipoteză, o ipoteză. Acest centru energetic s-a aflat în Vrancea. Da. Conform altor, da. Sunt și alte versiuni. Poate s-a aflat în Bucegi, da. În alte zone. Dar aici, în Vrancea, când au loc aceste rupturi subterane, elimină energie. Și această energie influențează asupra oamenilor și ea parcă îi cheamă pe cineva să vină aici, să vadă ce-i. Și încă un lucru. Dar după ce vin aici, înțelegeți? Iată teritoriul când merge trenul de la Cornești la Iași, așa sau spre Cornești, când merge parcă sub pământ este un loc gol. Și întotdeauna faci buc, 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 înțelegeți? Deci ceva ce este? Energie. Care ar fi acel fir roșu care pe toți îi unea și îi atragea aici? Da. Eu consider, de fapt, aceasta este o problemă foarte interesantă. Această problemă trebuie să fie studiată mai profund. Dar după părerea mea, deci toate aceste popoare care au trecut pe aici, au venit aici și nu s-au oprit. Ele au fost parcă chemate, invitate de o forță etno-energetică, așa, energetică care și acum este aici, pe acest teritoriu. Acest areal, așa, românesc, este acel centru care întotdeauna oamenii încercau să cucerească, să jefuiască, să găsească, înțelegeți? Să găsească bogății, să găsească. Dar noi avem un popor. Interesant,
Noi ne-am păstrat ca popor. A, păi, iată aceasta, își vă spun. Da. Noi ne-am păstrat ca popor, pentru că etnoenergia poporul român ne dă posibilitate să ne păstrăm, să ne dezvoltăm, să muncim, să activăm, da, să avem cultură, să păstrăm cultura, să păstrăm obiceiuri, tradiții și așa mai departe. Iată aceasta, eu cred că este... Da, de exemplu, mă profesor, să lansăm o ipoteză de lucru, precum că energetica aceasta care izvorăște din pământurile noastre, da, ar fi, pentru mai multe popoare ale lumii, ar fi ca o necesitate, aș spune, la nivel ascuns, pe care ei astfel, venind aici, încearcă și o satisfacă. Sfat, absolut. Adică ar fi ca o foamete de ceva, da, și ei vin aici, necunoscând, neștiind, neinterpretând, dar vin și o acumulează și merg mai departe. Își acumulează bateriile într-un fel. Da, 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 da. Sunt de acord. Pentru că ei vin aici să fac cunoscut cu... Asimilează. Și eu energia asta în ei. Ei se încarcă cu această energie. Ei beau această energie. Ei mănâncă această energie. Ei folosesc această energie. Pentru că... Să mergem mai departe pe ipoteza noastră, am putea să ajungem la ideea că nu realizăm, dar suntem un popor ales? Eu aș spune că noi suntem un popor ales și dat de Dumnezeu. De Dumnezeu. Considera Dumnezeu, spune. Da, da, de Dumnezeu. Și noi am trecut prin foarte multe greutăți. Extraordinar. Tragedie, sânge, râuri de sânge. Înțelegeți ce au fost? Au fost... Și am fost, nu, 300, 200 de ani sateaf sub jugul rusesc. Asta e, cum s-ar spune, a fost o suferință extraordinară. Și totuși, așa a vrut Dumnezeu, ca sub acest regim al țarismului, a Rusiei țariste, noi am rezistat încet, încet și ne-am păstrat energie etnoenergetică, ne-am păstrat ființa noastră, ne-am păstrat națiunea noastră, ne-am păstrat limba, ne-am păstrat cultura, ne-am păstrat tradițiile, ne-am păstrat istoria noastră. Și acum, noi trebuie să păstrăm această istorie a tuturor românilor. Mersi, domnul profesor. Ca să relevăm și pentru cei care ne privesc. Arealul nostru, adică, ar cuprinde următoarele țări. Ar fi România. Republica Moldova de astăzi, da? Da. O parte bună a Ucrainei. Da. Așa? Regiunea Cernăuți, da. Am atinge și om, dacă ne uitam pe hartă, și o bucată de Bulgarie. Așa? Da. Gurile Dunării. Da. Le-am introduce cu toate, da, cu unii consideră că da, alții că nu le-am introduce. Din partea vestică a României, vecinii. Vestică, da, să vă spun, iată, vestică, din ce își privește vestică. Deci, uitați-vă. Deci, peste Dunăre, în Serbia, este Banatul Serbesc, așa numit. Banatul Serbesc. Dar acest Banat Serbesc nu era altceva decât Banatul Românesc. A românilor. Și acolo era populația românească care trăia, dar pe urmă, în secolul XVI, o parte din serbi au fugit de la sud, au venit aici și au cucerit acest pământ. Așa, Banatul. Și acum, la conferința de la Paris din 1919-20, s-a pus problema așa, a fost folosită noțiunea de Banatul Sârbesc. Și o parte din acest Banat a fost inclusă în componența României, așa, Banatul care e acum în componența României, iar Banatul Sârbesc a rămas în componența Iugoslaviei. Deci, noi avem aici această etnoenergie care trebuie să o păstrăm, care trebuie să o cunoaștem, care avem toată posibilitatea și să nu permitem ca să fim împărțiți. Iată, și conduși. Da, conduși, da. Iată, în Bulgaria, românii din Bulgaria, nu-i cunosc și nu-i numesc români. Vlah. Limba vlah. Sau pe noi, moldovii. Iubesc Moldova, limba moldovenească, nația moldovenească, asta e.
Noi numesc, știți, și tot. Nu vreau să cunosc rădăcina neamului, dar mai înainte de o crăniță și zic că asta e rădăcina. Și când rădăcina stă mai de sub. Absolut. Dar ei folosesc aceste crânguțe pentru a folosi pe noi scopul politic de expansiune și de jăpâire. Iată acești care... Te spunești de prostire. Absolut, absolut. Populația noastră, cu părere de rău, nu cunoaște istoria, nu-și cunoaște trecutul său, nu cunoaște aceste evenimente care au adus la dezvoltarea, păstrarea culturii, tradițiilor și, în general, a națiunii române, a tuturor românilor. Aceasta este arealul nostru românesc, care are această energie. Eu consider că ea vine de la Vrancea până la Nistru, din, la o depărtare de 140 sau 130 de kilometri sub pământ, așa, și cum s-a ea apărut odată cu ridicarea Carpaților. Se consideră că cu 12 milioane de ani în urmă, milioane, 12 milioane de ani în urmă, acest teritoriu se afla sub, se afla la fundul mării, fundul mării Sarmatici, da, Marea Sarmatic, da. Și uitați ce s-a primit. Când a început să se ridice Carpații, înțelegeți? S-a ridicat totodată munții, s-a ridicat câmpia Moldovei, s-a ridicat câmpia Ucrainei, înțelegeți? Și apa s-a dus, așa, în ocean pe la acolo, și noi am rămas aici ca acest teritoriu. Dar energia apărută atunci, deci, ea există încetșor, încetșor până astăzi. Și nu întâmplător... Este perien. Da. Și nu întâmplător și în prezent, ia uitați, numai anul acesta a fost peste 12 cutremure. Am o idee. Că această energie este păstrată, este a noastră, noi suntem deprinși cu ei, dar când vine un popor străin și simte cu tremurul acesta de apariția noi energiei, ei fug. Și poate nu întâmplător, ei n-au stat mult aici, nici acel bătâi, nici acei slav, nici acei care anți, slăvieni, colegi. Că lor este străină firii lor. Absolut, ei nu înțeleg. Nu primesc și nu pot să înțeleagă ce înseamnă aceasta. Și nu pot rezista în curentul acesta. Absolut. Numai noi putem, băștinașii. Noi ne-am deprins, avem tradiții, avem, uite asta. Când concluzie, după ce am vorbit noi aici, în timpul îndelungat, și a apărut așa o ipoteză că noi, într-adevăr, aici, partea asta a Europei, da, suntem un loc foarte important pentru tot globul mândesc. Absolut. De asta încearcă, ca la ultima conferință în care am participat noi cu Corneliu și cu Andrei, au venit din multe țări, din Statele Unite, din Coreea, ca studieze anume momentul acesta pe teritoriul Republicii noastre, Moldovei. Deci, eu cred că asta e interesant pentru, numai pentru noi, băștinașii de aici, dar și pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Eu sunt de acord. Deci uitați ce vreau să spun eu în legătură cu aceasta. Vreau aveți dreptate. Mai întâi de toate, mulți savanți au recunoscut și au scris, publicat materiale, monografii despre existența, formarea, apariției omului în Carpați. Unii consideră că Carpații este centru de formare și apariție a omului în Europa în general. Aici s-a format limba indo-europeană. Până la asta, că mulți reprezentanți a celor care pe urmă din Imperiul Roman, ei se spune că ei au fost strămoși lor au fost dice din Carpați. Din Carpați s-au dus în Italia, s-au dus în Roma, s-au dus în pe această peninsula, așa, Apenină, și pe urmă au apărut romanii, au apărut aceste expansiuni a Imperiului Roman. Așa. Și uitați ce se petrece.
Traian, împăratul Traian, a dus tratative cu Decebal, așa? Dar niciun autor n-a scris cine a fost traducător. Deci, ei vorbeau, probabil că, aceeași limbă sau o limbă apropiată. Spune că nici n-aveau nevoie. Nici n-aveau nevoie, da. Și ei vorbeau aproximativ, probabil că aceeași limbă, care, în rezultat care ei se înțelegeau. Da, 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 iată aceasta. Și a doua, ce a spus dumneavoastră. Deci, acest centru etnoenergetic, el este mai întâi de toate pentru noi, pentru noi. Noi trebuie să conștientizăm însemnătatea acestui centru, acestui teritoriu, acestei bogății. Acestei bogății, s-o conștientizăm, s-o conștientizăm și pe urmă să știm a folosi, a trage rezultate, a face rezultate din această etnoenergie. Înțelegeți? Profund. Eu am încă o întrebare. Da, da. Eu sunt băștenaș din regiunea Cernăuți. Așa. Deci acolo nu numai că s-au păstrat obiceiurile românești, da, dar sunt localități acolo unde trăiesc eu și după Carpați, chiar în munții Carpați, da, unde s-au păstrat, măcar fiind sub ocupație și rusă, Austro, și acum austro-ungară și ucraineană acum. Deci ei vorbesc o limbă pur românească. Românească, absolut. Da. Eu sunt de acord. Asta probabil tot are aceasta, da, aceasta, deci ideea sau energia etnoenergetică, așa, ea persistă în fiecare român din acest areal. Acest areal. La noi, noi avem 12 milioane de români care trăiesc în afară de România. În afară de România. Și iată, această etnoenergie de aici, ea probabil că influențează, îi susține, îi ridică, înțelegeți? Ridică și limba, și comportamentul, și structura sa, și fiziologie sa, și biologia omului acesta, înțelegeți? Și cultura lui, și... Regiunea Odessa tot s-a păstrat limba. Da, 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 iată aceasta. Deci aici aveți dreptate, este cu atât mai mult că Cernăuți. Cernăuți a fost din 1775 sub Austro-Ungari. Austro-Ungari, da. Și totuși ei n-au reușit să... Acolo, asta era Europa, asta era Europa. Da, s-au păstrat. Și tot s-a păstrat. S-a păstrat. Deci aici este încă un factor care ne confirmă ideea despre existența etnoenergie pe acest areal românesc. Având în vedere că ca popor am fost sub diferite ocupații, să le spunem direct. Da. Având în vedere că mai ales noi cei din Basarabia, sau ce simțim noi, nu sunt frații noștri din România, din alte părți, aș vrea să transmit următorul gând. Noi, ca populație, ca băștinași, de ce nu urmăm exemplul înaintașilor noștri de a transmite cultura? De ce noi nu urmăm, de exemplu, același popor evreu, un popor ales de Dumnezeu, da, ca să transmitem? Toată vremea începem să inventăm bicicleta noastră. Nu putem veșnic să inventăm, să pornim la zero. Sunt de acord. Ce sfat ne dați noastră? Eu vă răspund cu două subîntrebări sau două răspunsuri. Prima. De ce noi suntem și avem această situație, că unul vor, iată, istoria Moldovei, altă vrea altceva, asta așa. De ce noi suntem, nu suntem uniți, nu suntem? Știți de ce? Pentru că, v-am spus, 300 de ani sub turci și 200 de ani sub ruși, noi am fost rupți. Am fost împărțiți. Dizbinați. Asimilați cu da, și plus la aceasta, uitați-vă, 50 de ani, 60 de ani sub regimul sovietic. Bă, după aceasta a fost un regim sângeros, un regim care te impunea să faci așa cum vor ei, acești ocupanți sovietici, comuniști, așa să faci așa cum vor ei. Și ei aduceau la aceea că ne transforma cu totul în altă sistemă de omenie, de oameni, nici nu era. Cine nu dorea, e timp de uitați-vă ce chestiune. Iată, la noi aici, în 47-49, deci peste 280 de
țărani, oameni de rând, i-au scris scrisoare lui Stalin să-i ajute să depășească foamea. 47, când mureau de foame oameni. Înțelegeți? Și acești oameni săraci scriau, tătucul nostru, tovarăș Stalin, ajută-ne. Credeau că Dumnezeu. Credeau, da. Dar ce era? În realitate, Stalin era călăul care a introdus acest regim. Și el niciodată n-a adoptat nicio decizie în folosul românilor basarabeni. Deci, era aceasta. Pe de altă parte, alte popoare, de exemplu, baltice, niciodată nu i-au scris lui Stalin să-i ajute. Pentru că ei aveau conștiința aceasta de neam, conștiința de națiune, de forță, așa? Că Stalin a făcut această politică. Înțelegeau, da. Noi, acum, cu părere de rău... Domnul profesor, da? Scuză, n-au fost aceia niște persoane interpuse să-i scrie lui Stalin și nu să ne-o prezinte ca o baladă? Vă închipuiți, de exemplu, un Matievici, un cineva putea el scrie? Adică tot au scris niște... Sau cum? Sau poate și o doză de adevăr, stai aici, că noi suntem mai mioritici, mai creduli. Mai creduli. Noi suntem mai mioritici, mai creduli, mai... cum să vă spun eu? Mai răbdători. Noi și acum câteodată ne conducem de formula capul plecat în octabii, sabia turcilor. Înțelegeți? Iată ce. Deci aceasta a adus. Și în al doilea rând. Tot în legătură cu această problemă, noi astăzi suntem sub vectorul informațional al Rusiei. 20 de ani. Noi nu suntem stat independent. De la independență, cum zicem. Da, practic 24 de ani. 25. Noi, de 24 de ani, noi suntem sub vector informațional al Rusiei. Mai ales în ultimii 10 ani. Repet, dar simțiți faptul acela că noi, în generație, la 20-30 de ani, nu transmitem mai departe, nu îmbogățim pe copiii noștri, nu le transmitem instrumentul care a lucrat bunelul, data, instrumentul, vorbesc alegoric. Da. Cunoștință, informație, baza ce. Și ce trebuie să facem noi? Cum să fim și noi? Adică nu poate un copil să fie el. El are familie, are tată, bunel. Dați să transmitem. Aveți dreptate. Este o problemă foarte complicată. Noi trebuie să muncim, să lucrăm la nivel de psihologie. Psihologie. Vă dau o idee. Iată. Pentru ca aici, la noi, în Republica Moldova, elevii, copiii să cunoască și să aibă pronunțarea limbii române, literare, noi trebuie să începem cu grădiniță. Toate educatoarele la grădiniță să pronunțe corect limba română. Acolo se face. Și totodată să vorbim cu părinții. Ca părinții să transmită acest proces de pronunțare a limbii române, ca elevii, copiii să înțeleagă aceasta. Și pe de altă parte, noi, cu părere de rău, n-am avut posibilitatea să transmitem toate aceste trăsături, tradiții, elemente a culturii, să le transmitem copiilor. Pentru că copiii, ca de obicei, de la 7, de la 10 ani, 12 ani, plecau de acasă și erau duși în lumea lor. Și nu putem. Dar eu țin minte, de exemplu, la noi era acasă, la Grigore Moraru. Grigore Moraru avea cai, avea 7 hectare de pământ, aveam boronă, aveam mașină. Deci și eu lucram cu tata. Înțelegeți? Eu știu ce înseamnă acest lucru. Și tata întotdeauna îmi spunea și cântice, și proverbe, și de-astea cu hăituri și așa mai departe. Acum, cu părere de rău... Da, simățau de la capul familiei. De la capul familiei. Din familie, înțelegeți? Da. Și dacă avem acești cap de familie deștepți, educați, atunci o să avem această tradiție și mai departe. Dar al de dodor, mă scuzați, cu copiii lui, nu o să aibă. Pentru că mama lui a predat curicul în limba română, dar el spune că limba moldovenească. Este o negare cu totul, totală, aștiinței, da. Copiii din ziua de astăzi, chiar dacă părinții nu transmit această eștafetă, da. Probabil că nu transmit din fapt că ei nu vor, fiind sub ocupația sovietică, au fost într-o frică, într-o teroare, absolut. Stimeau să vorbească, vorbeau în bucătărie, vorbeau în șoapte.
Păi ce vreau să spun, copiii ar trebui să ceară informația asta, să o caute, să o preiei de la tătucă, mămucă, de la cine pot, să o preiei și mai departe să o valorifice. Că altfel nu se pot ei dezvolta. Deci probabil că aici trebuie să treacă câteva generații, Andrei. Și o să treacă. Și o să treacă, din cauza că eu v-am spus de multe ori de lucrul ăsta, la mine, în familie, de exemplu, trăim trei generații. Începutul veacului 20, da. Asta e bunica. Bunica, da. Mijlocul veacului 20, asta suntem noi cu soție, da. Și sfârșitul veacului 20, altă generație completă. Într-o familie. Într-o familie. Copii, și poate să povestească bunica la aici tineri, e ține minte ce a făcut păzântie. Da. Foame, da. Că a fost război, că a fost... Da. Ei asta nu sunt. Da, asta e problema. Asta e, ei nu sunt și nu vor să știe și nu vor să cunoască. Și dacă noi o să le explicăm cumva corect, dar cum corect dacă noi nu știm singuri istoria noastră și... Vladimir, tu pe de o parte îți ții ideea mea, dar pe de pe altă parte și o combați. Nu o combați, nu o lămurești. Eu o lămurești. O lămurești. Dar alții nu ar putea să se gândească, măi, de ce să-l întreb pe bunelul, pe tata, când pot să mă duc în internet sau să-l ascult pe cineva care se dă mai versat ca bunelul. Da, ca bunelul. Păi, trebuie să fie corect. Continuitate. Corect. Cum aș fac lucrurile astea pe internet și alți nepoți, de exemplu, domnul Dimea, da. Nepoții mă tale au o fericire că iau și pe bunelul și pe străbunelul în casă și în familie, dar alții nu-l au. Da. Păi de asta vrem să spun. Dați noi să extragem seva aceea, energie aceea. Noi facem. Eu vreau să spun ce am făcut eu, de exemplu. Am fost la înmânarea diplomelor de absolvire a gimnaziului din Pistrieni și l-am luat pe domnul Iacob Cazaco din Canada. Și am venit și a filmat. Și acolo, la Pistrieni, am învățătorul de muzică, Nicolae Florean, am învățat cu elevii cântecul Treceți batalioane românii catrați. Da. Și este pe internet. Ați să-l găseți aici pe Pistrieni și să vedeți cum cântă elevii din Pistrieni acest cântec patriotic românesc. E extraordinar. Ceva deosebit. Păi deosebit, da. Deci, tăie noastră să ducem, domnul știință. Deci noi trebuie să lucrăm în această direcție, noi suntem pe o cale bună, trebuie să muncim, trebuie să fim susținuți de toată intelectualitatea Republicii Moldova, să fim susținuți la nivel de politică de stat, așa, și să nu admitem acele persoane care nu recunosc acest lucru, înțelegeți? Sau trebuie să facem ceva ca să promovăm, iată, această idee a existenței națiunii române, obiceiului, tradițiilor noastre, civilizația române. Civilizație. Absolut. Cam asta da. E sfârșitul discursului. Mulțumim frumos. Foarte onorat. Da, foarte interesant.